Etapa de vârstă 18 luni, 3 ani este foarte frumoasă și pe cât de frumoasă, pe atât de plină de provocări în viața copilului și în viața părintelui, bineînțeles. Este vârsta la care copilul începe să-și exprime punctul de vedere, începe să se facă auzit și să-și impună chiar punctul de vedere. Este etapa nu, este etapa eu, este etapa în care toți ar trebui să mi se supună și eu sunt centrul universului. Este etapa în care începe să se dezvolte limbajul și ia amploare. Copilul vorbește întâi câteva cuvinte, apoi acestea sunt legate în fraze și, bineînțeles, apar povestioarele și apare dorința de a afla de ce anume se întâmplă, ce se întâmplă, ce se va întâmpla dacă va arunca o jucărie, ce se va întâmpla dacă amestecă diferite texturi și așa mai departe. Poate uneori nici nu te întreabă, o face pur și simplu. Este în regulă pentru că este modul în care ia el cunoștință cu mediul din jurul său. Este etapa la care copilul învață prin descoperiri proprii și atunci asigură-te doar că este într-un mediu sigur. În rest, descoperirea îi va aparține, tu vei fi doar partenerul care va însoți această descoperire de limbaj, exprimare verbală, pentru a îmbogăți copilului această sferă și, bineînțeles, de laude la adresa comportamentului dorit pe care ai vrea să îl repete. Vorbeam de descoperirea mediului, o descoperire care are nevoie de un atașament în continuare foarte puternic de o persoană cheie. Copilul primește încurajări de la părinte, de la bonă, de la o persoană cunoscută, poate chiar de la educator și atunci, primind această validare, are curaj să investigheze.